Ioan Stanhuciu locuiește în mijlocul localității Săpânța, iar necazul său este pălincia din vecini. Activitatea acesteia îi creează disconfort lui și soției sale. Are 79 de ani, iar nevasta sa a fost operată în urmă cu 5 ani de cancer. Omul spune că îl deranjează mirosul și faptul că pe terenul său ajunge borhot atunci când sunt golite cazanele. A sesizat autoritățile și pentru că distileria funcționează în continuare, a contactat televiziunea Teleplus Maramureș, în speranța că se vor lua măsuri. Luăm medicamente, 5-6 milioane pe lună, amândoi, ieșim din casă, nu putem răsufla. Suntem și bătrâni, și bolnavi, nu numai noi. Asemenea sunt și vecinii noștri. Puteți vedea și vecina noastră, știți ca Irina, care este vecin cu el, a făcut funul, nu poate duce de acolo. Omul ăsta îmblă pe-n sat, hai că să facă pentru el un 20 de cazane, sau 30, sau 50 de cazane, într-o săptămână. Îmblă pe-n sat cu carul și cu motorul, să strângă borhoz, să facă pălincă. La ora actuală face pălincă. Bărbatul a pus paie să nu intre apă cu borhot din vale pe proprietate. Omul susține că din cauza deșeurilor pe terenul său nu mai crește iarba. Pălincia spune că este de mai bine de 3 ani în zonă și funcționează. Am făcut digul acela care se vede. Da. Am plătit mașină, o rabă, am pus, am făcut tot făcut. Când golește, pune furtunul peste dig și vine apa la mine, din cazan. Deci lumea nu stă la el. Eu am făcut dig, de ce folos? Eu nu stau lângă el până gozește cazanul. Cazanul se golește câte cu 100-200 kg de apă rece ca să îl schimbe, la fiecare schimbare. Apa o consumă de la linia din centrul comunei, are teu separat, din apa potabilă până în cazan. Ioan Stanhuciu a sesizat primăria despre această situație și garda de mediu, iar comisarii de mediu au făcut în urmă cu aproape 2 luni verificări. Aceștia au constatat că o parte din aspectele prezentate de săpânțani sunt reale. În consecință, proprietarul instalației, Gheorghe Turda, a fost amendat și obligat să își sisteze activitatea de a doua zi. Bărbatul a plătit sancțiunea, dar nu a recunoscut că deșeuri de borhot au fost eliberate pe proprietatea lui Ioan Stanhuciu. Contactat de Teleplus, șeful Gărzii de Mediu Maramureș, comisarul Lucia Marcela Chindriș, a afirmat că măsura a fost luată pentru că pălincia nu avea autorizație de funcționare. Pentru cele care procesează cantități mici nu este nevoie de un astfel de document, dar în cazul de față, probele evidențiau că se distilează sute de litri de borhot pe zi. Am încercat să luăm legătura și cu proprietarul distileriei, dar acesta nu a fost de găsit. Însă așteptăm un punct de vedere din partea sa. Având în vedere că pălincia funcționează chiar și după o primă sancțiune, Ioan Stanhuciu speră să se sesizeze și alte instituții abilitate ca să ia măsuri, inclusiv prefectura Maramureș, mai ales că toamna e aproape, iar poamele vor fi tocmai bune pentru o pălincă.